Bădicul Moldovenesc, un sat ospitalier cu istoria lui deosebită, vine să confirme bine știuta, dar încă nevalorificata pe deplin frumusețe a satelor moldovenești. Este o localitate pitorească din raionul Cahul, cu mulți oameni gospodari, de unde, cu mai mulți ani în urmă, a pornit în lume și binecunoscutul maestru Nicolae Bodgros. Pe aceste întinsuri care bucură ochiul, descoperim monumentul Feldmareșalului rus Rumianțev, cel care a repurtat o victorie decisivă în bătălia de pe malurile râului Larga contra turcilor pe 7 iulie 1770. Monumentul se află pe câmpiile din preajma localității Bădicul Moldovenesc. La intrarea în Bădicul Moldovenesc, inscripția "Bine ați venit" ne îndeamnă să intrăm în sat pentru a cunoaște istoria și oamenii acestei localități deosebite. Este o urare tradițională de bun venit, dar aici, la Bădicul Moldovenesc, ea capătă parcă o altă conotație. Bine ați venit în acest sat pitoresc, cum nu mai este un altul prin împrejurimi. De la înălțimea zborului de pasăre, admirăm frumusețea pășunilor din preajma satului, pe care pasc numeroase turme de oi. Călare pe cai, ajutați de câini ciobănești, tineri ciobănei, pasc turmele de oi, amintindu-ne cumva că oieritul este una dintre principalele îndeletnicii ale sudului. Oile sunt mânate la strunte pentru a fi mulse. Din laptele colectat se va închega cea mai gustoasă brânză pregătită în tradițiile sudului. Și cărnița fragedă de miel este una dintre specialitățile zonei de sud, care nu îi lasă deloc indiferenți pe gurmanzi. Legenda Bădicului Moldovenesc este la fel legată de oierit. Și poate în această atmosferă de la stână este tocmai momentul potrivit să o evocăm. Se spune că odată de mult, un ciobănaș, împreună cu sora sa, care era foarte frumoasă, pășteau prin aceste locuri o turmă de oi. La un moment dat, din desiș, pe neașteptate, au năvălit turcii. Aceștia au urcat ciobănița cu forța pe unul din caii lor și au început să se îndepărteze.
surioara ceru ajutorul fratelui mai mare și striga: Bădicu, bădicu! Strigătul disperat al fetei a fost auzit de niște țărani, care au venit repede în ajutorul ciobăniței. Fata a fost salvată din mâinile turcilor, iar pe locul salvării, țăranii au fondat satul a cărui nume se trage de la strigătul fetei. Și așa localitatea s-a numit Bădicul Moldovenesc. La începuturile localității, fondatorii satului au săpat mai multe bordei în care trăiau, iar mai târziu au construit case din lut și nuiele, acoperite cu stuf. Ca amintire a acelor timpuri, pe aici colo se mai păstrează câte o casă asemănătoare cu cele din trecut. În atmosfera plăcută și binevoitoare a satului, ne-am adâncit în istoricul și farmecul lui și am pășit cu încredere pe ulițele lui pentru a-i cunoaște și pe oamenii care locuiesc aici. Nu uităm că suntem la baștina maestrului Nicolae Bodgros și aici sunt foarte mulți oameni care au copilărit împreună cu maestrul sau l-au cunoscut. Înainte cântau fără apărătură, nu cântau la lumină, cântau eu cu Charlie Pibrujaș, cântau și era muzică adevărată, muzică... Da, domnul Nicolae, cum cânta? Este așa? Tatăl a luat de mic? Doba, mic. Cu piedara cânta. Da. Cu doba, vioara și piedara cânta. Da. Cu Vasile, cu acordeonul, Vasile, cânta fratele. Eu l-am întrebat pe nene, cum învăța pătate? Vrea să cânte la George? Eu l-am învățat. O să făceam repetiți cu dumnealor, toți băieți. Când ne auzăm, auzi la prânz, le-am mâncat. Băieți, la scaldat, le pădeau instrumentele, răbim în bazinul cu apă, se scaldau după asta iar la repetiție, că chiar era pânsara. Și băiețul a deprins muzica pe curat. Mătușa Marianiță, la cei 88 de ani pe care îi are, pe un scaun de la poarta gospodăriei sale, toarce cu furca în brâu. Mătuș Marie, și mătă, câți ani îi dai cu furca asta? De când eram de 9 ani. De 9 ani și? De 9 ani când eram, purșem. Tatăl avea 34 de ani când mătuș. Și avem 8 ani, cei mai mari, din copii. Și avem, eram 5, 4 în urma mea. Da. Dar noi, de nevoie, ani și ei grei, ne-am învățat să toarșim, să ne pletim hăinuțul pentru noi, rochițul, frăcuțul. Ascultând cum își dea până și firul amintirilor, ne adâncim tot mai mult în trecutul localității. Bademitea Bodgros, Dumnezeu să-mi ierte, Bademitor era om bun. Bademitea a dus la murva să le tușea. Când ai văzut pe Corea, mă, băiatul nostru, mai văzut. Bademitea, dar ea străgă din urmă. Bă, pentru că s-au din pot doară, s-au din pot doară. El se zâdie prin pot, învăța pe mult. Doamna profesoară Valentina Tabac și-a dedicat întreaga viață nobilei misiuni de a educa generațiile în creștere. Acum este pensionară, dar își aduce aminte cu mult drag de anii de scăliei în școala din localitate. Își amintește și de familia lăutarului Bodgros. Eu, metaforic vorbind, vreau să spun următoarele, că fiecare sat poartă pe cap așa o corună din nestemate, iar aceste nestemate sunt numele personalităților pe care le dă satul lumii. Și una din ele, poate cea mai strălucitoare, este anume nestemata Nicolae Bodgros, consăteanul nostru. S-a născut într-o familie de lăutari. Vreau să spun că nu, talentul lui nu a apărut pe un loc gol, fiindcă din ce mi-a povestit tatăl meu,
știu că încă un străbunic de-al lui Nicolae Bodbros, adică bunicul cunoscutului lăutar Mitișor Bodbros, tatălui Nicolae Bodbros, era Leonache Bobocică, un foarte vestit lăutar pe acele timpuri și spunea tatăl meu că veneau trăsuri peste Prut din România și erau luați la petreceri cu săptămânile. Și Nicolae Bodbros, vreau să spun că mi-l amintesc un copil, așa un băiețel, fiindcă am învățat împreună în școală. De mic copil am muncit, mi-l amintesc când se făceau horile tradiționale, el bătea tobă. Era o tobă mare și el era mic, aproape nici nu se vedea. Îi sărbeau numai urechile de la tobă. Era foarte chinuit. Vreau să spun cu o copilărie chinuită, fiindcă era luat la petreceri împreună cu tatăl său. Și deseori la școală, tată soțul povestește, când venea, el sărmanul adormea pe banc cu cap. Era lăsat să-și revină. Dar talentul l-a pus acolo unde l-a dus, probabil nu numai talentul, că să știe că și munca. Și astăzi este cunoscut și renumit în tot arealul românesc și apreciat, vreau să spun. Pe lângă faptul că este și un talent ireproșabil, eu vreau să mai spun și că mai este și un om cu mult bun simț. Eu observ el că e parte memoria părinților săi, la fiecare sărbătoare de blajenie, el vine la mormântul părinților. Tatăl său era, eu am avut relații și cu tatăl său, în sensul că am fost diriginta fratelui lui Nicolae Bodbros, Chiță Bodbros. Aici, ca dirigentă, uneori trebuia să stau de vorbă și vreau să spun că era o persoană cu un limbaj foarte elevat. Iar pe cele timpuri, el se adresa cu cuvântul Doamne. Baba Jenia, cum îi spuneam noi, mamei lui Nicolae Bodbros, era o femeie așa robustă, muncitoare, fiindcă se crește atâția copii și era, trebuia să muncească să-i asigure pe toți. Îmi pare foarte bine că în cele din urmă, gimnaziul nostru va purta numele unui elev care a dus și duce faima satului în întreaga lume. Nea Mitică, așa cum îl numea satul, este un om cu nume mare în localitate. Vasile Ciobanu, din Andrușul de Sus, povestește că Dumitru Bodbros a cântat și la Palatul Regelui României. În timpul dinainte, din anii 60, nu erau atâtea surse de muzică ca acum. Atunci erau muzicanții de la lăutare, de la Zârnești și de la Badicu. Cenunțele se făceau, se însurau, erau nunți multe, numai în 61 a fost lăsat aici 12 nunți, nu s-a ajungeau în lăutare. Și apoi făceau nunțele duminică și luni, joi și vineri. Și iată, Badea Mitișora, 60 în popor, era muzicant vestit. El a cântat în timpul României în Palatul Regal, la Regi, a cântat. Era așa, avea un dar de la Dumnezeu și drept că el nu s-a lăsat pe baza asta, dar își măiestri și perfecționa măiestria. El îți cânta, pune vioara la stenare și îți cânta orice melodii care o doreai, îți cânta melodii în cerea și așa mai departe o transmis și fișorilor săi, că toți fișorii lui așeisele sunt muzicanți. Iată, țin minte un caz, am fost la nuntă la un verișor, că Badea Mitișor a cântat și la o sora mea la nuntă. Dar al de Mitișor era, ăsta, al de Colișor era un mititie, era un mic. Țin minte, stăte în casă acolo, într-o fufaică, el băte doba și frații Vasile cânta din acordeon, Badea Mitișor din vioară. Și spre zău, ei cum ca copiii, pe le somnul și chicurau, adormiu și el cu arcușul, puc, în cap, sculați! Și noi de acolo, băi, Badea Mitișor, nu-i bate, măi, că-s metitei, ce?
Acum să înveți, nu atunci când nu mai încăpe pe crivat. Acum să înveți ea și iată, vedeți, învățătura aceea de atunci, de mic copil, cum l-a învățat Marea Mătișor, l-a ajuns la ceea că acum e mare muzicant recunoscut din întreaga lume. Localnicii povestesc că, încă de mic copil, viitorului maestru Nicolae Botgros, îi plăcea să bată toba. Uneori toba era chiar mai mare și mai grea decât bietul copil. A bate toba la bădicul moldovenesc e un fel de tradiție locală și rar vei întâlni un bărbat care să nu știe să mânuiască acest instrument. Tudor Cârlan este meșterul local care și-a deschis un atelier pentru a susține pasiunea localnicilor, dar și pentru a face tobe de calitate. Toți vor să bată doba, dar e greu de făcut. Și mi-a venit într-un timp așa să ia de să mă apuc eu să fac dobe. Eu, Dumnezeu să-l ierte pe Nenea Mitea Botgros, el ne-a spus tot secretul, mi l-a spus cum să faci o dobă, cum se prelucrează pielea. O dobă iese de la piele. Pielea trebuie să fie de capră, de țar, de capră. Iată ciocanii, un ciocan de dobă. Iată un ciocan de dobă, el se face din salșe. Din ce cauză? El e ușor și mai rezistent. Am mers una, două, trei, am făcut undeva vreo 30 de dobe. Am dat prin Germania, prin Chișinău, am dat prin multe. Partea asta la Zângăuș, cea de lungă am dat. În bădic mai sunt și meșteri în confecționarea ușilor, scaunelor, ferestrelor, precum este Grigore Crețu. Mă numesc Grigore Crețu, sunt lemnar din satul Bădicul Moldovenesc. Gospodarii satului au și sere sau stupi, agricultura și apicultura fiind alte îndeletniciri ale lor. Gospodăresc și meșteșugăritul practicat în localitate fac din ea o adevărată oază a tradițiilor și frumuseții în care prezentul se împletește cu trecutul, în care amintirile fac istorie și viitor. Maestru Nicolae Botgros este cel mai emerit om al satului Bădicul nostru. El este mândria și fala bădicenilor. El ne-a dus faima peste hotare. Problemele curente ale localității sunt discutate la ședințele Consiliului Sătesc, care, în activitatea sa, identifică cele mai reușite soluții pentru depășirea lor. Consiliul local, împreună cu toți angajații primăriei, muncesc zi de zi pentru ca localitatea Bădicul Moldovenesc să fie așa cum este astăzi. O localitate frumoasă, cu oameni gospodari, păstrătoarea vechilor tradiții, o localitate a cărei infrastructură se dezvoltă de la an la an, fără însă a afecta pitorescul ce este specific.
în fruntea primăriei satului, de mai mulți ani, primar al satului este Lucian Tabac. Mă bucur că Dumnezeu mi-a încredințat această slujbă de a administra în acești ani satul natal. Mă bucur că în acești ani am reușit să implementăm mai multe proiecte în acest sat. Am aprovizionat satul cu apă potabilă, am reparat gimnaziul, grădinița, primăria, biblioteca și casa de cultură. Și mă bucur că aceste schimbări se văd și la nivel local. Acum mai nou, pe teritoriul satului Vadicu Moldovenesc, se construiește o tabără de odihnă pe o suprafață de 10 hectare. O tabără modernă în care copiii și familii chiar de în satul nostru și satele vecine vor avea ocazia să se odihnească, să-și petreacă o vacanță acolo, să se bucure de viață. De asemenea, mă bucur foarte mult pentru că anul acesta am reușit să redenumim gimnaziul de localitate cu numele Nicolae Botgros. În gimnaziul satului, mai multe generații de elevi și-au împlinit sub îndrumarea dascălilor setea de a cunoaște. Pe băncile acestei instituții de învățământ s-a educat și maestrul Nicolae Botgros. Mă numesc Tatiana Măziru. Sunt directorul gimnaziului care, din acest an, prin hotărârea Consiliului Profesoral și Consiliului Local Sătesc, poartă numele lui Nicolae Botgros, artist emerit din Republica Moldova. Pe parcursul anilor, din acest gimnaziu și-au luat zborul mulți elevi care au devenit personalități notorii. Și aș vrea să-l numesc din nou pe marele conducător artistic al orchestrei Lăutarii, Nicolae Botgros. Ion Dron, doctor habilitat în filologie. Nicolae Leahu, scriitor. Nelu Vicol, doctor în filologie. Mircea Vicol, doctor în biologie. Dumitru Taraga, doctor în științe matematice. Dumitru Bejenaru, profesor de sport, cel care a contribuit foarte mult la dezvoltarea sportului atât în școală cât și în localitate. Fiind la compartimentul personalități, n-aș putea să nu vorbesc cu mândrie despre rezultatele colectivului pedagogic, care a instruit 3 medaliați de argint. Printre ei, Ecaterina Negru, Nina Taragan și Rascovia Tabac. La sfârșitul fiecărui an de învățământ, edificiul gimnaziului se renovează, fiind gata la început de an școlar să-și deschidă din nou ușile pentru elevi sau, pentru prima dată, pentru acei copii care, pășindu-i pragul, pornesc pe drumul cunoștințelor. În sala de sport a gimnaziului, antrenorii Iosif Gerasimenko și Sergei Vicol antrenează o pleiadă de voleibaliști care au cucerit deja mai multe medalii de aur la diverse competiții raionale. Viața sportivă a localității a fost pe parcursul anilor intens marcată și de activitatea regretatului antrenor Bejenar, căruia comunitatea sportivă de aici îi poartă cinste. Cheada raionului Cupa de Crăciun, Cahul, 2009, locul întâi. Am avut o șină cu medalia la mine, o an cu mai bun, o an scas. Mă numesc Iosif Gerasimenko, sunt profesor de educație fizică
profesorii gimnaziului se dedau cu trup și suflet educației generației tinere. Despre această nobilă misiune ne-a povestit și doamna profesoară Eufrosinia Rusu, pe care am ascultat-o cu drag în sala de cursuri în care predă înainte de a părăsi gimnaziul. Mă numesc Rusu Eufrosinia, sunt cadru didactic de sprijin în Centrul de Resurse. Centrul de Resurse a fost creat datorită SAP, a Centrului de la Cahul, cu ajutorul Consiliului Raional, care mi s-a dat bani, s-a ajutat 36.000 de lei și am cumpărat totul ce vedeți aici în cabinet. Totul pentru binele copiilor. În apropierea gimnaziului Nicolae Botgros este amplasată grădinița Porumbița, o altă instituție educativă pentru copii din sat. Localitatea are un oficiu al medicului de familie, dar acesta aproape întotdeauna este pustiu. Asta pentru că locuitorii satului sunt sănătoși și cu siguranță locurile pitorești, aerul curat din localitate și atmosfera binevoitoare sunt motivele principale. Sora medicală, Maria Vicol, cu bucurie ne-a mărturisit că, la momentul actual, la evidența medicului de familie, sunt 12 femei însărcinate, cifră care ne insuflă multă speranță pentru viitorul localității. Bădicul Moldovenesc este o localitate unde sătenii, chiar dacă au internet, nu încetează să citească ziare sau reviste. Toate acestea ajung în sat prin intermediul oficiului poștal. Tot aici, bătrânii își primesc pensiile sau indemnizațiile. Beneficiile care pot fi primite prin intermediul calculatorului, dar și din lectura cărților, sunt explorate pe deplin și în biblioteca satului. Soarele se îndreaptă spre Chindii. E ora când muncile pe câmp încetează, dar sătenii au chef și de dans. Ne îndreptăm la căminul cultural. Activez în funcția dată, sunt ceva ani, după absolvirii a Colegiului de Arte din Soroc, am mai activat și în alte localități, în alte domenii, dar am revenit la cultură. Și vă spun, în funcția dată, de când sunt, am început așa, avem o perioadă de creștere a culturii în satul Băric Moldovenesc. În căminul nostru cultural activează câteva formații, spre exemplu, cei cu taraful model, în amintirea lăutarului Dumitru Botgros, băștinaș a satului, care participă în cadrul localității, în alte manifestații raionale. Mai avem un ansamblu de bărbați care participă la toate manifestările locale. Mai avem un ansamblu de copii, de dansatori care la fel participă. Dansatorii din formația Bădicenii încing atmosfera. Majoritatea locuitorilor satului sunt creștini ortodoxi. În duminici și de sărbători sau cu alte prilejuri, ei își îndreaptă pașii către Sfântul Locaș cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail
și Gabriel. Biserica creștină din Badicul Moldovenesc a fost lucrarea de zidire a bisericii, vezi că a fost terminată în anul 1894. Preoții care au slujit în perioada respectivă nu sunt cunoscuți nici mie și nici localității. Am moștenit niște cărți, pe coperta unei dintre aceste cărți, zic că am văzut o inscripție. Ce interesant că era făcută la 1906, cu alfabet latin, de către preotul Dan. A fost închis biserica în perioada comunistă, redeschisă, vă zic că a fost și reparată în anii 1989-1990 și organizator al lucrărilor de reparație și restituire, de deschidere, a fost Mihail Vicol. În Bădicul Moldovenesc sunt și creștini de altă confesiune. Gândul la Dumnezeu și dragostea pentru cele sfinte înalță în lumină toate pornirile frumoase pe care locuitorii satului le pornesc pentru binele localității lor. Lumina noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Aflându-ne la Bădicul Moldovenesc, am înoptat la mătușa Fama, cum îi spun oamenii de aici. Aerul curat și liniștea ne-au făcut somnul mai ușor și mai odihnitor. De aceea ne-am trezit mai devreme ca de obicei. Am surprins-o pe mătușa Fama hrănind păsările și cățelușii. Ne-a uimit faptul cum vorbea cu noi, ca și cum ar fi vorbit cu nepoții care, cu părere de rău, ne-a mărturisit mătușa, se află peste hotare. Și mi-a mai văzut foarte de mult. Satul se trezește încet. Fiecare se grăbește în drumul lui. La sediul întreprinderii Agrobădicul, directorul Andrei Ciobanu, împreună cu angajații, își planifică o nouă zi de muncă ce se prevede a fi una frumoasă și rodnică. Anul 2016 s-a dovedit a fi un an roditor. Mă numesc Andrei Ciobanu, sunt președintele Cooperativei Agricole de Producție Agrobădicul. În calitate de conducător sunt din anul 2007, am preluat conducerea fiind ales de către adunarea generală a membrilor fondatori. Cooperativa Agrobădicul prelucrează în jur de 950 de hectare de terenuri arabile, dintre care au rămas în jur de 17 hectare plantați multanuale și anume livadă de prun, însă tot acest volum de lucru, aceste suprafețe sunt lucrate de clar de o echipă. Echipa noastră este formată din 7 specialiști și în jur de 50 de muncitori, dintre care 10 mecanizatori. Anul acesta este un an deosebit, cu un val de precipitații la care practic nu ne așteptam. Anul acesta, comparativ cu cel anțani, s-au făcut investiții destul de considerabile. Au fost aplicate mai multe îngrășăminte minerale și totodată cadoul acesta de Domnul Iisus a dus la ce? Că, într-adevăr, situația culturilor este foarte, și starea lor este foarte bună. Îndeletnicirea de bază a bădicenilor astăzi, la fel ca și în trecut, rămâne a fi agricultura. Veteranii muncii Ilie Taragan și Alexandru Căldăraru au muncit mulți ani pentru ca satul să prospere din punct de vedere economic și astăzi își împărtășesc experiența lor principalilor agricultori din localitate. Am fost la cursuri de șoferie, am învățat automobiliști, acum asta se spune, dar noi așa ne-am învățat, așa ne-am crescut cu soiul.
vara când ajungem, făceam brigadă școlărească, duceam copiii pe deal, lucrau 4 ore, nu știu, lucra acolo, le aducem în timpul mies, la abiet, cum spune, abiet, mă domnesc, nici nu știu cum, că eu m-am învățat. Îi îngrăneam și duceam acasă. Și-a două de iară îi luam, îi ducem, cândva pe la noi, pe Badicu, și numai la noi în Badicu, că am să pierdut obiceiul ăsta. Când te auză că unul se construiește, trebuie să pui un ceamur, să construiască o cască, înainte făceau ceamurul, cărau, săpau, așa, nu știu cum, făceau o groapă și numereau cât în groapa așa, cât așa, să ajungă la rând, să o coteau cât metri are casa, atâtea săpa groapa. Dar vinea un arod, nu, vinea o să adunau șpatule. Și deși unii aveai prieteni mulți și lucrai împreună, dacă lucram într-o brigadă undeva, ei veneau cu toți. Ne ajutam. Și până când se plece lumea la lucru, noi eram de acum sătuși, poate nici nu lucrasem, ce la lucru și nu se numim. Pe ulițele satului Bădicul Moldovenesc admirăm mai multe case amenajate cu gust. Ziua se apropie de sfârșit, cicereada de vite trage pe la case. După o zi de muncă, setenii își îndreaptă pașii către magazine pentru ca să-și cumpere câte ceva pentru acasă. Începe o nouă zi și e o zi de duminică, o zi pe care obișnuim să o numim de odihnă. Aflându-ne la Bădicul Moldovenesc, și fiind martorii muncii obositoare de zi cu zi pe care o depun sătenii în arșiță pe dealul, ne-am gândit că în această zi vor dormi până la prânz și nu prea vom întâlni pe cineva în calea noastră. Dar, cutreierând în prejurimile satului Rumianțev, ne-am oprit la un iaz nu prea mare și împânzit de păpură. Probabil că nici pește nu prea este pe aici. Pe malul aglomerat al iazului am cunoscut câteva familii, cum este familia Ciobanu, capul familiei Andrei împreună cu soția și fiica și vecinul lor, Alexandru Cufluc, împreună cu soția. Leonid și Alexandru Cufluc făceau ceea ce noi inițial am crezut că nu se poate face la acest iaz. Pescuiau. Atmosfera veselă și plină de viață, dispoziția dinamică a eroilor noștri ne-a făcut să înțelegem că pe chipul lor nu este nici umbră de oboseală. Pot bădicenii să muncească bine, dar pot și să se odihnească bine. După câteva zile petrecute la patria lui Nicolae Bodgros, unde am întâlnit oameni gospodari, primitori și binevoitori, unde am admirat frumusețea acestor locuri deosebite, am înțeles de ce maestrul îi duce dorul mamei, tatălui, casei părintești. Un asemenea sat nu poți să-l uiți. Am mai sta aici, dar ne cheamă drumul. Trebuie să mergem mai departe. Maestrul Nicolae Bodgros, care nu are astăzi măcar o clipă liberă, a mers și domnia sa de aici în lumea mare pentru a aduce lumii bucuria pe care o împărtășește prin măreția lucrurilor pe care le face. Vioara, a cărei strune atinse de arcușul mânuit de mâna maestrului, atinge cele mai sensibile coarde ale sufletului și trezește mulțumirea și închinăciunea tuturor celor care o ascultă. Acum când Nicolae Bodgros poate veni mai des acasă și în calitate de cetățean de onoare al satului, noi locuitorii satului Bădicul Moldovenesc mai pregătim o surpriză pentru maestru și credem că pe parcurs noi, bădicenii și orchestra lăutare și Nicolae Bodgros vom fi mai aproape unii de alții. Hai de sus!
an de an la sărbători se strâng fete și feciori și batea cu scripta lui măi, cânte fără satului măi. An de an la sărbători se strâng fete și feciori și batea cu scripta lui măi.